Vasile Gălbenușe vrea să conteste sentința dată de Tribunalul Olt, prin care Florin Gulie, cel care i-a ucis fiul, a fost condamnat la 18 ani de închisoare. Bărbatul spune că pedeapsa este mult prea mică, iar criminalul, care a mai avut probleme cu legea și în trecut, nu trebuie să mai iasă din închisoare. Atâta timp copilul meu nu mai se bucură de lumina zilei, de familia lui, de noi, că suntem trei familii distruse, aceeași... Adică dacă copilul meu a luat totul, el a luat totul, criminal, acești criminali și inclusiv Gulie, i-a luat totul copilul meu, totul înseamnă viața. E, și instanța să ia totul lui, nu viața, libertatea. La sfârșitul acestei săptămâni va fi organizată o gală de box în memoria lui Cristi Gălbenușe, iar după acest eveniment, tatăl sportivului spune că va face contestație privind soluția tribunalului Olt. Adică un criminal și criminalii ăștia omoară și Jehal omoară și sunt așa lăsați cu zvan de pușcărie. Pe ce exemplu dăm? Atunci ce fac? Ce ai să dăm exemplu să facem crime, să dăm în cap că luăm mai puțin de pușcărie? Contestația va fi judecată la Curtea de Apel Craiova, care va da soluția finală în acest dosar. Cristi Gălbenușe a fost ucis în noaptea de 11 spre 12 iulie pe terasa unui bar din Slatina, unde venise împreună cu soția și niște prieteni. Florin Gulie l-a înjunghiat de mai multe ori cu un cuțit, ultima lovitură care i-a fost și fatală fiind în inimă. Agresorul a avut și doi complici, care au fost și ei condamnați de Tribunalul Olt la 8 ani și 2 luni de închisoare, respectiv 5 ani și 6 luni. Cristi Gălbenușe a lăsat în urmă un bebeluș de 3 luni pe soție și părinții care îl vor plânge toată viața. Pe 8 iulie, tânărul ar fi împlinit 26 de ani. Cei care vor să participe la gala de box organizată în memoria lui sunt așteptați duminică la ora 11 în sala liceului cu program sportiv din Slatina. Vrem să-i transmitem gândurile noastre că nu l-am uitat și nu vom uita niciodată. Cel puțin eu